mare pe garochie. Și nu mai dansează, nici nu mai visează ca de obicei. Sufletul amarul ia către altar, însă pașii sunt ei. Iubirele ei ar avere, dar n-are nici cum ochii mei. Dar o cheamă Rita și lui pot uita numele. Și ea se mărită, o Rita merită, nu-i dar lui pielea de amuză. Rita, da, Rita, mare mă șansă, vreau să-ți mă arăt cum e. El nu te merită, o Rita merită, nu-i dar lui ce era doar a mea. Sunt eu de vină atunci când plânge și suspină. Eu iubesc, dar mi-e străină, văd un străin în ochii ei. Dar o cheamă Rita și nu-i pot uita numele. Și ea se mărită, o Rita merită, nu-i dar lui pielea de amuzele. Rita, mă Rita, mai rămân șansă, vreau să-ți mă arăt cum e. Nu te merită, o Rita merită, nu-i dar lui ce e. Ce am să fiu un loc al doi, să te strâng în brațe și să fii din nou doar a mea. Tu să mă săruți cu foc și apoi să-mi spui. El are mâna, dar n-are și inima, da. Dar o cheamă Rita și nu-i pot uita numele. Și ea se mărită, o Rita merită, nu-i dar lui pielea de amuzele. Rita merită, șansă, vreau să-ți mă arăt cum e. Că nu te merită, o Rita merită, Rita lui ce era doar meu. Ale! Rita, ta, Rita mea, Rita, ta, Rita mea, uita mi glăță! Rita, ta, Rita mea, Rita, ta, Rita mea. Dar încă n-am spus, da, 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 cred că totul se întâmplă în mintea mea. Nu mai visa, invitați-i la dansul anușorilor! Mulți ani și bine ai venit, am zis verișorul, pentru că astăzi este ziua internațională a verișorilor. Așa că fiecare avem câte un verișor undeva și fiecare suntem verișori, așa că verișoare, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Și la mulți ani, Luca Padona, lui Vărmiu. Asta e, de unde? Se uită acum? Da, din Londra, din Londra. Se uită, da, exact, da. Că sunteți pe ProTV Internațional și vezi că avem semnal maxim, deci ne văd toți. Dacă vrei să mai transmiți ceva, mai poți să zici acum. Nu știu ce să mai zic, da, tuturor verilor și verișoarelor și da,
Da. Haideți să luăm un loc aici, pe canapea, să stăm de povești. Connector a venit cu formația, bă, da, frumos și de vară, îmbrăcați în alb, așa, nu? Da. Da. Mai mult decât un dressing așa de vară, e spiritual. De asta zic că nu e întâmplătoare culoarea asta, nu? Nu, nu. Ai zis de ce, domne, nu cu negru să nu atragem energii negative, să fie alb cu puritate, cum? Nu, nici măcar nu ne gândim la a doua opțiune, nu ne gândim la negativ. Suntem, să știi că majoritatea sunt foarte spirituali și suntem cumva, sau cel puțin încercăm să ieșim din identitatea asta duală și să nu ne gândim nici la pozitiv și nici la negativ. Doar să fim și atât. Definiția ființei umane, a fi și atât. Dar vreau să te întreb ceva. Da. O parte din ei, oarecum au cunoscut spiritualitatea și au mers mai mult spre Dumnezeu după ce au stat mai mult de povești cu tine? Adică ai adus un pic mai mult pe drumul cel bun? Nu neapărat, să știi. Uite, Shebi, de exemplu, e o persoană, e un spirit foarte apropiat de Dumnezeu. Bineînțeles, nu de Dumnezeul așa cum ni s-a fost interpretat, ci de Dumnezeu, creatorul unic. De ce ne zici de? De Shebi cu basul. Ah, de Shebi, de Shebi. Da. Ok, perfect. Mă gândeam că zici de De Chubby. De Chubby și de cubanezul prieten. De Harvis. De Harvis. Mă gândeam că Harvis până acum ceva timp a avut un alt Dumnezeu și acum e Dumnezeul lui Connector. Acum Dumnezeul lui era Brenciu. Exact. Și de asta acum Dumnezeul lui e Connector. Nu, să știi că în sistemul ăsta chiar am făcut o erezie și un păcat. Da, da, pe noi. Nu, dar el a rămas, cum să zicem, în aceeași credință și religie și anume muzica. Și anume muzica, corect, da. Asta e Harvis, perfect. Da. Foarte bine. Dar a schimbat stăpânul cu prietenul, pentru că știi cum spune Hristos. Acum că v-am spus totul... Stăpânul cu prietenul? Păi, adică Brenciu era stăpân, tu ești prieten? Păi el mai are o atitudine mai... Da. Okay. Și știi cum a spus Hristos? Hristos a zis așa, acum că v-am spus totul de la tata, nu vă mai numesc robii mei, ci prietenii mei. De-aia sunt prietenii mei. Am înțeles. Da. Prietenii tăi foarte frumos. Dar ținut asta pe alb așa, vezi că nu e și de anul trecut și de acum 2 ani. Acum mi se pare De anul ăsta. De anul ăsta, de asta zic. Da, da. Ți-am spus, este purity, puritate, da, spiritualitate și... Păi, ne pune într-o vibrație. Noi am câștigat anul ăsta, am câștigat marea competiție al acelei băuturi energizante, da, în fața celor de la Șefa. Unde lumea trebuia să aplaude, nu? Acolo câștigătorii erau dați prin volumul aplauzelor. Da, exact. În fața celor de la Șuie, o trupă cu istorie, cu fanbase și așa mai departe, am câștigat treaba asta și 9 iunie a fost ceva excepțional. Iar... Ziua lui Relu, mă, pe 9 iunie, mă, cum să nu? Da. La mulți ani! 5300 de persoane. A fost haos în sensul frumos, trebuie să vedeți. O să punem cât de curând, dacă nu e deja pe YouTube. Perfect. Da. Ideea e în felul următor, oameni buni, astăzi o să cântăm mai mult cu Connector, o să stea cu noi, pentru că este vară și o să aibă ceva colaborări. Ați văzut-o pe Raluca ceva mai devreme, e clar că o să cânte și cu Raluca. Normal. Este și Johnny Romano. Johnny este unul dintre oamenii pe care eu știu că tu i-ai descoperit, sau cel puțin că tu i-ai descoperit, sau tu i-ai ajutat să se lanseze, nu? Da, așa a vrut Dumnezeu, da, să ne întâlnim și face parte din familia noastră, cum să nu, și cred că are foarte multe de spus. E incredibil cât de iubit este. Pentru că e sincer, pentru că e corect, nu așa. Nu neapărat, că nu cred că sinceritatea e... Pe contează asta și dacă transmiți sinceritate. Dacă era sincer, știi? Și era bocciu... Nu mă, am trecut peste ideea că e talentat, că normal că e talentat, am trecut peste chestia asta. Mai sunt mulți talentați care nu sunt iubiți și n-au treabă cu chestia asta. Adică, na, asta. Talent, talent. Perfect, fii atent, am un test, dacă putem să spunem așa, nu e un test, sunt cele 10 întrebări la care încercăm să te descoperim pe tine un pic și altfel. Și, de exemplu, uite, prima ar fi, care a fost momentul în care ai vrut să renunți la muzică și de ce? Pentru că a fost un moment de genul ăsta, la un moment dat, pentru tine. Da, nu, eu am anunțat într-un podcast acum ceva timp că în următorii 2 ani ușor mă voi retrage. Asta nu înseamnă neapărat că mă voi retrage de tot din muzică, ci că voi fi mai selectiv, o să avem concerte mai puține și mai mari, dar nu mă pot desprinde de muzică, n-am cum. Dar de ce? Adică se întâmplă chestia asta? Pentru că? Pentru că nu, în viață nu e vorba numai despre muzică, nu e vorba numai despre carieră, celălalt, știi? Nu trebuie nimic să te stăpânească, nici măcar muzica. Ai avut impresia că la un moment dat te-a stăpânit? Bineînțeles, că nu. Când nu știi să spui nu la ceva, te stăpânești. Inclusiv muzica. Eu te sună lumea, hai, iar vună, du-te acolo. Ți-e greu să spui nu. Da, exact. Dar la un moment dat trebuie să începi să spui nu, trebuie să Și de ce ești peste 2 ani? Câți ani faci peste 2 ani? Stai să o iau așa. Păi fac 44. Mulți înainte. Mulțumesc, da. Are vreo legătură, nu? N-are... Nu. Mi-am făcut eu așa, adică un calcul gen și biochimic. Bă, stai, cât, cam cât să mai dureze ficatul, cam cât mai poate vrinichiul. Zic cam atât. Bun.
Hai, o mai ținem așa și după aia gata. Și investim, trebuie să stau și cu fata mea, vreau să o aduc în studio, vreau să învăț producție, vreau să... Simți că ai stat departe de ea în perioada asta? Nu neapărat că am stat, da, că ai... nu, simt că n-am stat cât mi-aș fi dorit să stau, da. Ok. Bun, acum fii atent, vreau să te întreb testul celor 10 întrebări, dacă este un artist de la noi pe care de la noi care ți-a fost alături și a contat în cariera ta. Clar au fost mai mulți pe parcursul diferitor etape din viață, dar unul așa care să zicem că poți să spui, poate a fost la început sau poate la un moment dat. Eu cred că Alex Velea a avut un rol mare în destinul meu cu totul și în speță muzical. Întâlnirea cu el a decis multe lucruri, să știi. Cum a fost întâlnirea? Cum? Băi, eu ne-am întâlnit într-un club. Voi atunci amândoi erați pe val fiecare, nu? El terminase Star Factory. Ok, era deci la începuturi atunci. Da. Iar eu eram cunoscut în lumea underground. Nu eram cunoscut mainstream. Și ne-am tot uitat unul la altul. Până la urmă el s-a apropiat de mine și a zis: bă frate, te uiți urât la mine sau... Zic: bă, nu mă uit, mă uit apreciativ. Din contră, el fiind foarte talentat. Foarte talentat, știi? Și zice: a, păi și eu te apreciez foarte mult. Uiteam casete cu tine de pe hip, real hip, mă rog, niște compilații. Și uite așa ne-am împrietenit, știi? Și în ziua în care s-a și concretizat, s-a fructificat, să zic așa, întâlnirea noastră, l-am sunat, spunându-i: bă, am o piesă, uite, aș vrea să cânti refrenul. Bă, trebuia să plec la Craiova, dar nu mai plec. Dacă tu mă inviți să zic, bă, ce băia mișto, ce tare, știi? Și am tras Dacă dragostea dispare. O piesă care a fost super hit. Da, și ați rămas în continuare vedere, prieteni, și ați rămas în continuare. Sigur că da. Pentru a fost și invitatul tău, exact ce ziceai mai devreme, când ai câștigat battle-ul acela cu Șuie Paparuda. Exact. Fii atent, e un moment în care te-ai simțit cu adevărat împlinit din punct de vedere artistic? Ai vrut să iei apă, hai noroc. Am vrut să iei apă, da. Hai noroc, Doamne ajută. Mai simțit. Da. Adică momentul ăla, zici, bă... Au fost două momente. Da? Da. Unul a fost cu Vara nu dorm, când practic a explodat toată treaba. Și al doilea a fost în momentul în care am reușit să depășesc complexul Vara nu dorm. Asta care mi se pare mai dificil de depășit. Da. Pentru că Vara nu dorm a fost piesa care la un moment dat oriunde deschideai radio-ul, cârciuma, restaurantul, plaja, exact, era acolo. Exact. O să o cânti astăzi, nu? O să o cânt. Deci Vara nu dorm, dar astăzi o cântă după ce a depășit complexul. Adică... Da, pentru că am zis, bă, nu cred că mai pot să... Adică lumea tot timpul comenta, da, dar nu-i mai tare ca... Da. Și a trebuit să treacă timp, de fapt. Exact, a trebuit să treacă timp. Și cum a trecut timpul, sunt vreo 12 ani de atunci. Adică ai avut nevoie de ceva timp ca oamenii să... Să relaxeze puțin oamenii, mă, gata cu Vara nu dorm, ajunge, gata. Așa, și am scos piesa cu Raluca. A fost Rita înainte, cu Smiley, dar imediat a fost piesa cu Raluca, care efectiv a bubuit peste tot. Și atunci oarecum s-a mai diluat. Da. S-a dus momentul. Bun. Și uite, vreau să te întreb, ți-am zis, sunt vreo 10 întrebări în care încercăm să te cunoaștem altfel, și clar au legătură cu tine și cariera ta. Dacă există momentul ăla din viață când te-ai apropiat de Dumnezeu, așa, știi, toată lumea știe că ai o relație specială și toată lumea știe că povestești despre lucrurile astea și pe rețele de socializare și la emisiuni și în podcast-uri, ceea ce mi se pare superb, dar când a fost momentul ăla când simți tu că te-ai apropiat cel mai tare de Dumnezeu? Mm-hmm. În primul rând trebuie să definim această apropiere de Dumnezeu. Dragilor, eu încă mai fumez, încă mă mai uit la o femeie frumoasă pe stradă, n-am nicio fel de problemă. Să nu se înțeleagă că m-am transformat într-un Sfântul Petru, nici de cum. Dar apropierea de Dumnezeu s-a făcut prin oareșicare suferință. Uite, mi-aduc aminte de Sfinții Închisorilor, de Valeriu Gafenco, care scria la un moment dat ceva ce n-am înțeles atunci. Zice: mi-e dor de aiud. Adică de temniță. Da, și cum să-ți fie dor de ceva în care suferi? Pentru că atunci avea timp să vorbească cu Dumnezeu. Nu, zice, îl simțea mult mai aproape. Știi? Și atunci suferința, de fapt, asta face. Pentru că suferința aduce dezamăgire. Iar oamenii cred că dezamăgirea e un lucru rău. Dar nu e un lucru rău, e doar inconfortabil. Amăgirea e grea. Dezamăgirea, ca și cuvânt, e dezlegarea de amăgire. Și orice dezlegare presupune o durere. Păi da. Da, și o durere. Dar asta e și suferința, știi? Și atunci este catalizatoare suferința. Și asta s-a întâmplat și la mine. Dar la tine când a fost momentul ăsta? A fost momentul când mi-am dat seama că în fața vieții care e făcută să te surprindă tot timpul,
tu devii vulnerabil. Eu până atunci eram un munte de om, nu mă impresiona mare lucru și știi cum e? Când se întâmplă asta, când devii un supra-om, știi că mi-amintesc că Cezar avea în spate un om care îi spunea, era plătit să zică tot timpul, ești doar un om, ești doar un om. Să-l ținem picioarele pe pământ. Da, faima asta te face, asta se face, te bustează, ți se ridică ego-ul la paroxism. Și atunci eram un munte de om și Dumnezeu totuși mi-a arătat că sunt mega vulnerabil și când, știi cum, i-ai văzut când se îmbolnăvesc copiii noștri, când fac o răceală, când fac astea, îți dai seama că, bă, stai puțin, aoleu, Doamne, stai așa că nu, sunt mic, știi? Și atunci asta s-a întâmplat, plus a venit și divorțul. Și toate au concurat la o depresie frumoasă. Dar, repet, și cum depresia. Cum ai ieșit din depresia asta? Știi, dar pot să spun. Pentru că sunt foarte mulți oameni care poate trec printr-o depresie și nu știu cu cine să vorbească sau ce să facă. Dar trebuie să vorbească cu Dumnezeu, cu Tatăl. Pentru că doar acolo e. Și știi cum e? Eu nu am cerut. În momentul ăla am cerut doar să înțeleg. Zic, dar tu de unde știi că ești în depresie? Adică cum simți? Faci atacuri de panică când ești pe stradă, ai anxietate. Adică somatizezi, că așa se zice, știi? Și atunci am cerut pur și simplu ajutor. Am zis, dar la modul, zic, dacă vrei să mă ții așa până la sfârșit, până la urmă facă-ți voia ta, ca și cum am zis și eu, tu ai dat, tu iei și așa mai departe. Dar măcar să nu mor prost. Adică zici și mie care e și părla, știi? Și uite, de-a doua zi s-a întâmplat așa, pieces to the puzzle, să dau de atât de, să zic, iluminați din creștinism, dar mai cu seamă de filozofia orientală. Da, de Sri Papaji, de Muji Baba, de Ramana Maharaji, de Adi Shankara, de Siddhartha, de Buddha. Și am înțeles un pic diferit. Am ieșit din, cum să zic, Dumnezeul interpretat creștinește, ca să zic așa. Și l-am văzut pe Dumnezeu și din altă perspectivă. Și atunci mi-am dat seama, zic, bă, dai puțin că nu prea e ok să crezi în instituțiile lui Dumnezeu de pe pământ, ci în Dumnezeu. Și nici măcar în interpretările omului, pentru că chiar Biblia spune, zice, blestemat să fie omul care se încrede în om. Și atunci vine Hristos și spune, mă, nu pe muntele ăla și nici la templul ăla. Dar unde? Zice, în tine e toată împărăția. Și dacă toată împărăția e în tine, mai că e foarte greu câteodată să vezi că unde e să fie? Păi da, e greu, că știi cum e, ochii nu-și pot vedea ochii. Dar în momentul în care nu mai vezi cu ochii, nu mai știi fără minte și nu mai ești fără să vrei să mai devii, atunci ești cu adevărat. Și atunci chiar poți să... Și din depresia ai ieșit pentru că ai găsit, ok, ți-ai dat seama, trebuie să fac ceva. Meditația și rugăciunea au fost principale. Sportul, iarăși un lucru foarte important și mai ales pentru cei care se uită. Să te duci la sport, că câteodată cred că nici nu-ți venea, n-aveai nicio stare să faci asta. Tragi de tine, tragi de tine. Iar poate locul 2 ca importanță, ca prioritate în scara asta a vindecării, a fost alimentația. Pentru că stomacul e al doilea creier sau creierul emoțional. Ai văzut și când te îndrăgostești, simți fluturi în stomac și când ți-e frică, simți golul în stomac, clar. În stomac. Și atunci e bine să-l hrănești cu ce trebuie. Pentru și ai schimbat regimul alimentar? Am schimbat regimul alimentar, am ținut un regim alcalin, am scăzut acidititatea din stomac, pentru că stresul acolo atacă, la sistemul digestiv. Știi? Și asta a ajutat foarte mult. Sportul, repet, meditația, de fapt o disciplină, că de fapt despre asta este. Și cât timp ți-a luat să ieși din depresie? Undeva la 8 luni, 9 luni. Cam așa. Da, oamenii din jurul tău vedeau că tu suferi de chestia asta? Era evident. Și încercau să te ajute sau să vină cu sfaturi? Mai mult sau mai puțin, pentru că ei mă știau pe mine așa, un self-made, știu, un om puternic. Nu. Familia mea a fost aproape, da, părinții mei și Dumnezeu. Dumnezeu mi-a fost aproape, acolo a fost treaba, știi. Ai simțit după aia că te-ai eliberat și te uitai, vedeai pe conectoră la vechi? Da. Când ai ajuns la capătul celor 8 luni. Da, și am mulțumit, iarăși, foarte important, am mulțumit pentru, să zic, ieșirea din confort pe care am avut-o. Știi cum e? Nu te poți să te duci la sală să ridici greutăți de 5 kg și să vrei să fii ca Velea. Dar stai un pic, că știi? Și tu ridicai greutăți de la fel și arătai ca Velea. Da, dar nu de alea de interior. Da. Înțelegi? Da. Deci trebuie să... Știi cum e? Nu e marinarul la care trece 5.000 cu gagica pe barcă. Marinarul e la care trece furtuni. Niște furtuni periculoase, tată, da.
asta s-a întâmplat și cu mine. Și slavă Domnului, mulțumesc lui Dumnezeu că a avut planuri de-astea cu mine. Nu mai vreau. Au fost grele lunile alea. Au fost foarte grele, da. Dar, știi cum e, din haos s-au născut și stelele. Iar acum, dacă nu treceai probabil prin toate aceste povești, nu cred că erai azi unde ești acum. Da, și simt că am înflorit mai mult decât, sau mai frumos decât eram înainte de episodul ăsta. Îți mai aduce aminte cum erai înainte? Da. Pentru că, uite, dacă mă întreb pe mine acum, eu mi-aduc aminte doar de conector de acum. Adică mi-e greu să mi-l mai aduc aminte pe conector. Fii atent cum eram. Încordat tot timpul. Da, da. Că eram pe mușchi pe astea. Și sprânceană, eu la un moment dat cred că am făcut și cârcel la sprânceană. Pentru că aveam sprânceană așa. Da, salut. Ești relaxat? Da. Nu mai e cazul. Gata. Gata cu show-ul. Ne bucurăm. Am schimbat motivația. Adică motivația din spate. Îți dai seama că nici nu aveai de unde tu sau noi atunci să știi cum să te comporți. Așa era showbizul ăsta, te ducea dintr-o parte în alta, îl vedeai pe ăla că face într-un fel, că ăla se Bravo. Comportă într-un fel. Și nu și încercai asta... să fii, adică nu te învăța nimeni, nu aveai niciun antrenor, niciun profesor, niciun mentor, nu aveai pe nimeni. Cine? Cătăline, mai cu seamă, fii atent, se spune că omul e făcut să afle mai întâi ceea ce nu e. Că până la urmă noi asta am făcut. Am zis, domne, vrem să ne îndumnezim prin gnoză. Ok, că ce e gnoza? Păi cunoașterea binelui și a răului. Păi și cum afli? Mai întâi ce afli ceea ce nu ești. Am fost băiețași de cartier, am văzut, bă, nu, parcă nu sunt eu, parcă, știi? Pe auzi-l, cred când zice, da, da. Bă, să moară. Că dar e de eu, acolo. Da, dar eu nu, da, am renunțat, știi? Azi zis că sunt in the top of the world cu sprânceana ridicată, bă, dar parcă mă doare sprânceana aici. Nu mai vreau, bă, vreau să mă relaxez. Și atunci, de fapt, sunt doi poli în care omul, să zic așa, oscilează. Frica și dragoste. Ți-a dus frica, gata. Adică nu mai e teamă. Adică nu mai, acum nu mai poate să te atace nimeni. Nu mai ești sensibil, nu mai ești pentru absolut nimic. Nu mai, nu, nu are sens. Acum e dragoste. It's all love. Da, ai momente când te uiți la artiști, colegi și vezi chestia asta, că n-au depășit momentele alea? Da, îi văd, dar să știi că nu atenționez pe nimeni. Pentru că trebuie să... Adică poți să observi acum jurul tău. Poți să observi, logică poți să observi, da. Dar știi cum e, nu trebuie să încurci, nu trebuie să te bași tu peste creșterea și peste experiența fiecăruia, nu. Cu toate că ție poate atunci ți-ar fi plăcut să se bage cineva să zică? Nu cred, și nu cred că ascultam. Asta e, n-ai fi ascultat. Păi lui fii mei spun, tată, vezi numai că te lovești și faci aici la coajă, mai faci o coajă. Da. Și nu mă ascultă, știi? Lasă că trebuie să facă ea, să lovească, să vadă ea singură, ce să fac. Ne bucurăm să-l avem alături de noi pe Connector, pe Relu, un băiat extraordinar care ne cântă și în același timp ne spune lucruri care s-ar putea să ne ajute în viață. Pentru că orice întâlnire nu este întâmplătoare, corect? Mm-hmm. Și nu știi cine se uită acum la emisiune și poate, de fapt, mesajul tău ajunge să-l schimbe pe omul ăla sau de ce nu să-l îndrepte către un drum. Chiar da, chiar da. Se întâmplă asta și pe TikTok. Am primit niște mesaje extraordinare. Eu am făcut o serie de filmulețe din Bună dimineața din Livada, cu Luci. Da, da, da. Da, și chiar am primit, la un dat m-am oprit și mi-a scris o fată, zice, de ce te-ai oprit? Pentru că habar n-ai cât mă ajută poate fi pe mine, exact. Eu, ea fiind... Nu, da, că merge microfonul ăla de cântat, că merge la Valea, dar nu e ok. Ce că o ajuta foarte mult conținutul pe care îl făcea acolo. Da, ea avea un cancer urât și... O ajutau foarte mult filmulețele. O încurajau. Da. Dar știi ce vreau să te întreb? Legat de... Pentru că toți suntem așa la povești și discutăm. Da. Numele Connector. Dacă ai fi cu mintea de acum, tot numele Connector ar fi? 100%. Da? Și înseamnă același lucru pentru tine Connector și astăzi și acum 20 de ani? Nu, cu siguranță nu. Păi nu, l-am ales de pe o burtieră de la un film. Scria Once Upon a Time in Connecticut. Nicio treabă. Și ai văzut acolo și ai zis, mamă, pe mine... Mamă, ce american e, mamă, telefon, Connector, bă, gata! Connector, ăsta e numele meu. Da, exact, exact. Dar, vezi tu... Nimic nu e întâmplător, că înseamnă altceva. Exact, exact. Și cred că este cel mai mare atu al meu, atât muzical cât și uman. Puterea de conexiune. Exact, Connector în 2024, asta înseamnă puterea de conexiune. Exact. Și de fapt, uite, vezi acum Livada cu Nuș, mesajele tale, conexiunea cu oamenii și cu tot ce se întâmplă. Exact, nu e nimic întâmplător. Dacă vreau să mai vorbim despre treaba asta, chiar mi-ar plăcea să zic o poezie la un moment dat. Da, te rog. Vrei să zic acum? Da. Fie, da, ia, mă ajută băieții puțin cu ce se aude, dacă... Un fundal muzical, așa? Hai, lasă, că o zic fără, fii atent, fii atent. Ca să înțelegi mai bine filozofia mea și cum văd eu lucrurile mai nou. Zici așa. E scrisă de tine? Da, da, da. O poezie, da. Eu am găsit un loc în care nimic nu mai doare. E un loc destul pentru noi doi. E fix la
Granița între lună și soare e printre fulgi de nea și picături de ploi. Aici nu e nici zi, nu e nici noapte. Aici nu e nici bine și nici rău. Aici chiar și departele e aproape. Și totul și nimic nu e al tău. Am văzut o pajiște și m-am așezat pe ea. Am privit firul de iarbă și am văzut și o gâză mică ce îl escala, da? Mi-am închis un ochi și am privit-o de aproape până în momentul când m-am confundat cu ea. Eu am găsit un loc în care nimic nu mai doare. De fapt, nu eu l-am găsit, căci aici și eu-ul meu dispare, lăsând loc doar unui este și nimic altceva. Asta poate să fie definiția lui Connector în 2024. Yes, e definiția ființei umane. Pentru că noi nu suntem devenințe umane ca să devenim. Suntem ființe umane de la verbul a fi. Corect. Iar verbul a fi, paradoxal, verbele trebuie să aibă un minim de efort. Și a-ți aminti, trebuie să aibă un minim de efort. Dar a fi, culmea... Nu trebuie să aibă niciun efort. Știi ce vreau să te întreb înainte da. Să cântăm? Dacă poți să spui ce vrea să moștenească fiica ta de la tine. Spiritul. Spiritul meu. Adică asta ți-ar plăcea să ia de la tine? Da, 100%. Atât. Și în rest, nu mă interesează muzică. Uite, vedem acolo fotografii cu voi doi. Da. Nu te interesează, cu toate că și ea e foarte talentată. E talentată. Și că de asta zic că urmează perioada aia când o să te ocupi mai mult de ea. Da, da, da. Când este genială. Maia, te pupăm dacă te uiți la emisiune, te salutăm și strângem toate gândurile bune.